Unul dintre cele mai importante evenimente culturale din județul Hunedoara, dar și din țară, și-a redeschis porțile. Este vorba despre cea de-a 22-a ediție a Salonului Hunedorean al Cărții, eveniment organizat de către Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, Hunedoara Deva. În acest an, peste 100 de edituri din țară și străinătate sunt prezente la Deva. Unul dintre cele mai titrate târguri de carte din țară, Salonul Hunedorean al Cărții, și-a redeschis porțile la Deva. Biblioteca Județeană Ovid Densușanu organizează acest eveniment de mai bine de 20 de ani și reușește să țină trează dragostea față de cuvântul scris în rândul hunedorenilor, indiferent de vârstă. Pentru noi, pentru Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva, Salonul Hunedorean al Cărții este evenimentul cultural pe care poate îl pregătim cu cea mai mare emoție, dar și cu cea mai mare bucurie. Este întâlnirea noastră directă, nemijlocită, cu cititorii, cu editurile, cu bibliotecarii, cu scriitorii, dar și cu artiștii din diferite domenii. Am ajuns deja la cea de-a 22-a ediție a Salonului și de fiecare dată constatăm că interesul publicului pentru acest adevărat festival al cărții este tot mai mare. De asemenea, editurile din țară și editurile hunedorene au devenit o prezență constantă la salon și vedem rafturile, standurile pline de cărți, lucru care ne bucură și ne încurajează și pe viitor. Mulțumesc pentru sprijin Consiliului Județean Hunedoara, domnului președinte Laurențiu Nistor, domnului administrator public Costel Avram. Sprijinul lor se reflectă în fiecare zi în activitatea Bibliotecii Județene. Mă bucură faptul că prin această activitate a bibliotecii, Salonul Hunedorean al Cărții, Deva și județul Hunedoara este pe harta celor mai mari târguri de carte din România. Și asta este datorită dumneavoastră, care dați forța acestei acțiuni pe care Biblioteca Ovid Densușanu o desfășoară aici la Deva. Mă bucură faptul că colectivul condus de Sebastian Bara, prin toate activitățile pe care le face, dă forță ofensivei culturale a Consiliului Județean Hunedoara. Evenimentul se derulează în perioada 10-13 octombrie la Deva Mall. Programul salonului de carte este între orele 10 și 20, iar accesul publicului este gratuit.